Seara și bine ați venit apropo la cu exerciții de matematică. Da, bună seara, dragilor. Iată-ne, ne-am făcut o repedere treabă. Clasa a patra. Clasa a patra. Nu, așa, suntem clasa a patra. Da. Și ne apucăm de lucru cu chestiune care l-am mai discutat un pic. Am să încerc să continui partea aceea cu lecții, cu fracții, da? Facem probleme și facem jumătate cu probleme și jumătate cu operațiile acelea cum am făcut ieri. Hai să mai lungi, dacă ne da. O secundă, secundă. Da, dar eu n-am învățat prostia. Asta trebuie să ai. A, da, am uitat. Da? Deci să ne sincronizăm așa. Și ușor o să învețe și ei. Am uitat de asta, m-au zis și mie să faci. Da, așa că, ia să vedem, vreau să aflați ce însemnează șapte optimi. Fracții ca titlu? Da, fracții, da. Aș bine dați fără trecere și apoi cu trecere? Deci ușor, ca să ne amintim de ce am făcut de ieri, de alaltă ieri. Da. Șapte optimi din numărul 240. Din 240? Da. M-am dat și număr? Da, din el. Vreau 7 optimi din 7, din 240. Cam cât reprezintă 7 optimi din 240? 240. Eu știu deja cum să fac. Așa, cum facem? 240 împărțit la 8. Da. Ori 7. Da. Asta înseamnă. Pe 240 împărțit la 8 și luăm 7 părți. Deci facem. Așa. Deci în 28 intră 24 de 3 ori. Da. Deci vine 30 ori 7, da? Și este egal. 210. Dar luăm puțin, adică 7 pe 8 înseamnă destul de... Sigur că luăm 7 părți din alea 8. Da, adică din 8. Practic 8-ul ăla, 240. Deci practic 8 optimi înseamnă tot întregul. Deci hai da, să ne închipuim. Deci 8 optimi era 240. A, și așa. Noi trebuia să luăm 7. Deci 240 însemnau cele 8 optimi. 8 optimi, adică întregul. Cu 8 împărțit la 8 face 1. Și noi am împărțit în câte asta? Am împărțit în 8, nu așa? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Deci am împărțit în 8 optimi. Și asta înseamnă că un segment era 30. Asta înseamnă. Că împărțim pe 240. La 8 înseamnă, avem acel segment mai micuț. Da, 30 este ăsta. Și câte astfel de segmente am luat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am luat 7, da, da? Acela. Și 30 ori 7, care era 210. Deci noi am luat 210. 240 minus 210? Exact. Rămas ăsta de 30, cum era de așteptat, da? Cât face? Ia să vedem. Așa, da. Ne-ați avertizat ieri, domn profesor, cât trebuie 5, să 5, șesim din 240, tot din 240. Wow, ușor. După părerea voastră, 5 șesime e mai mult sau mai puțin? Ah, ne lăsați pe noi să facem și cine termină primul? Ei. Nu, așa ei. Facem. Acum discutăm, ne încălzim, facem copii. Da, ne lăsați măcar să calculăm să vedem dacă ne dau rezultate diferite. Da, sau da, da, Mie mi-a dat un rezultat. Puneți-ne-o tabelul acela cu Daria, David da. Și Sandra. Nu. Lasă-mi spune lecția. Nu mai dacă mă organizez ideile într-un fel, da? Mă ascult și nu mai știu, da? Atât. Da, vreau să văd Casandra. Da, da. Așa, nu? Da. Am o întrebare. Dăm cât ne rămâne? Adică facem 240 minus ce ne dăm? Nu, exact. Sau... înseamnă 5 șesime. Gata, e da. Cât este? 200. Perfect. Deci ce ai făcut de casa asta? 240 împărțit la 6 ori 5. Ori 5. Mi-a dat 40 ori 5. 40 ori 5. Și-a dat 2.
La 100. Oare la ce rezultat ajunge dacă zicem 240 ori 5 împărțit la 6? Sau poate da? Hai să vedem. Ok. Deci dacă facem 240 ori 5. Ori 5? Ori 5. Ah, dar cred că e același lucru. Poate. Și împărțit la 6. Sau nu e același lucru? Nu e același lucru, sunt sigură. De unde știu? Eu cred că ar da, dacă... Nu. Facem cu o cred, nu? Nu cred. Ia să vedem. Stați! Stați, vă rog, mulți. Cinci ori 240. Da, chiar 200 ne dă. De 200? Foarte tare. Așa de mare. Păi, dar 240, 12, da. Da? Deci vine 1200, nu? O împărți la 6 și face tot 200. Foarte tare. Pentru că, practic, noi avem ori 5, care le avem și la sfârșit, dar și ne dăm mai mult, dar mai apoi ne împărțim la 6, care îl face să se fie și mai puțin decât credem. Avea sens, pentru că... Avea sens, da, corect. Deci, practic, 5 pe 6... Din 240 înseamnă 15 pe 6 ori 240. Ușor. Eu mă gândeam că 240 împărțit la 5. O secundă. Ori 240 supra 1. Supra 1, pardon. Deci 15 pe 6 dintr-un număr înseamnă 15 pe 6 înmulțit cu acel număr. Să văd dacă este așa. Și cât ne-a dat nou? Prin mulțirea lui 5 cu 240 ne-a dat 1200 supra 6, care fac tot 200. Cum știam înainte să facem 5 șesimi, împărțeam pe număr respectiv la 6 părți și luam o cincime, acum am descoperit o chestie foarte, foarte tare. Adică a face o fracție dintr-un număr înseamnă a mulți fracția aceea cu numărul respectiv. Dar pe numărul respectiv îl vedem tot ca o fracție. Că 240 înseamnă 240 împărțit la 1. Nu? 240 împărțit la 1, tot 240 face. Și cum s-a făcut? S-a mulțit ăștia dintre ei de sus, ăștia de la... Cum se cheamă ăștia de sus? Cum se numește? Numărători. Numărători, da. Numărători. Da? Și ăstea de sus, cum se numesc? Numitori. Și acum am descoperit, de mai pomenit, am descoperit cum se mulțesc două fracții. Se înmulțesc că e de sus între ei și este de jos între ei. Nu știam până acum. Deci, foarte, foarte important. Foarte, foarte, foarte important. Foarte, foarte important. Cum se înmulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Zicem, două fracții, scriți. Două fracții. Două fracții. Da? Două fracții se înmulțesc astfel. Astfel, două puncte. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Foarte tare, subliniem acest lucru. Este un lucru minunat pe care l-am descoperit acum, în clipa asta. Numărătorii între ei, cei de sus. Cei de sus. Și numitorii între ei, cei de jos. Deci numărătorii între ei și numitorii între ei. Cei de sus între ei, cei de jos între ei. Foarte important! Teribil! Ah, stați puțin! Nu uitați de like și share! Acum ne expășim păcat. Da, acum este momentul cel mai important pe care l-am descoperit noi și atenționăm și pe ei să trăiască bucuria asta, dar odată cu asta să dea like și share. Să aveți butonul pe like în acest moment. Deci e foarte tare! Cum se mulțesc două fracții? Două fracții se mulțesc astfel. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Cei de sus între ei și cei de jos între ei. Hai să vedem. Să vă dau acum să exersăm. 3 pe 7 înmulțit cu 5 pe 2.
Cu cine este egal? 3 pe 7 înmulțit cu 5 pe 2. 3 pe 7 înmulțit cu 5 pe 2. Mă gândeam acum la o chestie bizară. 3 pe 7 înmulțit cu... Păi mi-a zis, ăștia între ei și ăștia între ei. Ce vrei, David? Stătește când de ce? Ăștia de sus între ei? Da, da. Așa a zis. Cei de sus între ei se mulțesc și cei nu de jos. Nu știu ce puțin, într-o... Era într-o visaj. Într-o lume. 3 ori 5, 15, 7 ori 2, 14. Așa se mulțesc două fracții. Cei de sus între ei și ăștia jos a, între ei. A, zis 7 pe 2. Da. Am înțeles 3 5 pe 2. 3 pe 7 ori 5 pe 2. 3 pe 7. Oh. 3 pe 7 ori 5 pe 2. Crește între ei, suprește între ei. Am auzit 3 pe 5 ori 5 ce pe 2. Ce s-a întâmplat? Ceva nu ți-e clar? Zim, zim ce nu ți-e clar. N-am fost atent. N-am fost atent. Da, așa, așa, sigur, sigur că da. Da, după ce fac eu a 5 pe... După ce rezultatul ăla, ce mai trebuie să fac? Atâta, s-o terminat, te greșiți-o. Pentru că... Așa am arătat cum se mulțesc două fracții. Acolo ziceam și împărțile la 6 și cred că trebuie să le pun. Nu. Noi de la cei ce am făcut mai înainte, am descoperit cum se mulțesc două fracții. Și ideea am punctat-o, două fracții se mulțesc astfel. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Ei de sus între ei și numitorii între ei. Hai că am mai găsit ceva. Noi ne-am revenit așa din momentul acela. Și uite ce am făcut, Cristina. Hai să vezi, Cristina Mihaila. Am făcut următorul lucru. Le-am cerut lor să facă 5 șestimi din 240. Ei știu să facă asta. Da. Împart pe 240 la 6. Asta înseamnă să facă o bucățică de ce o șestimi. Aici avem 7 optimi din 240 făcute așa. Dar acum am venit 5 șestimi din 240. Și eu am spus, știm să ne descurcăm. Uitați cum zice. Împărțim pe 240 la 6. M-am făcut și mânțeles. Cu 5. Și la 200. Și ne-am întrebat, oare n-ar fi bine 240 ori 5 pe un împărțit la 6? A zis și noi, e greșeală. Nu, e greșeală. Că 240 ori 5 pe un împărțit la 6, nu-i mai dat aceeași lucru. Și am făcut calculul. 240 ori 5 fac 1200 și împărțit la 6 tot 200. Și aici am fost foarte fericiți. Greșit! Am zis că presupunem că e greșit. Nu, ne-am întrebat, o fi bine? Și voi ați sărit și ați spus, înregistrat, filmul e făcut. Bine. Da? Voi ați spus, nu credem că e bine, e o greșeală, nu se poate. Și am zis așa, bine, 5 pe 6 din, dintr-un număr, înseamnă 5 pe 6 înmulțit cu numărul ăla. Cu 240 și am zis noi supra 1 și fiindcă ne-a dat 1200, ne-am întrebat de unde. 5 ori 240 și 6 ori 1. Și ce? Tu, dar ea știi că așa se mulțesc fracții, dar să știi. Nu, ea trebuia să știi, dar n-a fost atentă. Și atunci eu am descoperit înmulțirea a două fracții în momentul de față, schimbând chestia asta, am descoperit înmulțirea a două fracții și am punctat. Foarte, foarte important. Super. Două fracții se mulțesc astfel. Ei, numărătorii între ei, adică cei de sus între ei și cei de jos între ei. Da? Cei de sus între ei și cei de jos între ei. Este un rezultat care ne-a venit nouă din practică. Da? Că 5 șesimi din 240 știm să facem. Adică pe 240 împărțim la 6 și mulțim cu 5 și am făcut, ia să fac eu să schimb ordinea asta. 240 ori 5 și până să împart la 6. Și același rezultat ne-a dat. Corect. Și atunci dacă ne-a dat rezultat același, am punctat aici. Și am punctat și am găsit acest lucru spectaculos. Deodată am găsit cum se mulțesc două fracții. Acest lucru nu-l mai uităm niciodată. Mai facem un exemplu. Cât face 5 pe 9 ori 7 pe 3? Casandra? Acum să scriu. Da. Ori 7 pe 3? 35. Supra? Supra, 9 ori 3, 27. 27. Da? 27. Iată, e foarte tare. Putem face tot timpul. Când vedeți de mulțit așa, nu stați pe gânduri. Dacă vă dau așa, 3 pe 2, ori, 4, ori 5 pe 4, ori
7 pe 3. Acela. Pe 9, pe 9. Le dați... Nu, încă nu. Nu. Nu am zis că le dați. Nu, dar lasă-mă să fac lecția. Știu că tu știi o serie de chestii, dar trebuie să merg într-o lecție altul. Ori 7 pe... 7 pe 8. Ori 7 pe 8. A, 8. Da, 7 pe 8. 7 pe 8, am înțeles 7 pe 9, dar nimic n-am văzut. Am zis 7 pe 9, dar acum 7 pe 8. Am terminat, am profesor. Adică mulțim pe toate, între ele de sus. Da. 3 ori 5 ori 7. Erau 105 pe 64. 105 pe 64. Adică face 15 ori 7. 105, corect. Da, 105. 105 pe 64. Deci n-are importanță că sunt de multe de mulțit. Că sunt una, două, șapte, nouă fracții, eu știu ce să fac. Ăia între ei și ăștia între ei. Ca s-a dat bine? Nu ți-e clar încă? Stați. Ba da, eu am înțeles, dar mai verific o dată. La mulțire, da? 3 ori 7 ori 5. Eu am făcut 7 ori 5. Păi și bine și așa, 7 ori 5, 35. 35 ori 3. 35 ori 3, de același lucru. 35 ori 3. Da, i-am pus în 3, da. Acolo, în loc de zi, am pus 3. Da, deci atenție acolo. 35 ori 3 înseamnă 3 ori 5, 15, 3 ori 3, 91, 10. 105 pe 64. Așa am văzut, da? Deci n-are importanță câte fracții sunt la mulțire, n-are importanță câte fracții avem, știm ce să facem. Ăia între ei și ăștia între ei. Bun. Spuneți voi cât face. Ia să vedem. Puțin, că să fim poate. 1 pe 2. Deja ne-am dat după. Deja ești nemulțumit. Da? Cât face 1 pe 2? 1 pe 2 din... din... 200. Gata, știu! 100. 100, că e jumătate. Da, da, era foarte simplu. Deci 1 pe 2 din 200 este egal cu... 100. 1 pe 2, hai să facem după tehnica noastră. 1 pe 2 ori 200 supra 1. Deci 1 pe 2 ori 200 supra 1, după ce am învățat noi până acum. Și face 1 ori 200, face 200. 2 ori 1, 2. Și 200 împărțit la 2, 200 împărțit la 2, ca să înseamnă din ea, face 100. E perfect, se încadrează cum știa și voi înainte. Cu jumătate din 200. Ori jumătate din 200 este 100. Atunci o facem în jos. Bun. Hai să mai vedem încă o dată. Dacă facem pe segment, de ce ar însemna? Dacă ăsta e tot e 200, nu? Ăsta tot este segmentul ăsta. E de 200. Îl împărțim în 2. Și era de așteptat ca să fie. Și la 100 și 100. Sigur că da. Deci, dar am împărțit în 2. Corect. Deci 1 pe 2 înseamnă 100. Da? 1 pe 2 din cine înseamnă 100? Înseamnă acesta. Vreau să-mi spuneți cât înseamnă 2 pătrimi din 200. 2 pătrimi din 200. Încă nu înțeleg cum e 200. Gata! Ușor. Adică ce face? E practic 200 împărțit la 4. 200 împărțit la 4 care îți dă 50. 50. Ori 2, 100. 50 ori 2? 1 pe 2, ori 2, practic. Tot 100, da? Deci, practic, același segment, atenție, dragilor, același segment, lung de 200. Oh, deci, dumneavoastră, la prima, ați făcut împărțit la 2 și ați făcut împărțit la 4. Asta, da, mă! Deci, până l-am împărțit la 4, da? Și am luat câte din ele? 2, spune asta. Deci, pe 200, dar când împărțit la 4, face câte 50 la fel. Și dacă luăm 2 din ele, face același segment. Face același segment 100, da? Da. 100. Ca și cum aș spune că o doime, iată ce rezultat superb am prins acum, e ca și cum spune, ca și cum aș spune că o doime, atenție ce s-a întâmplat,
Nu, 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 o doime, atenție copii, e de parcă aș spune că o doime este egal cu două pătrimi. Adică o doime, iată, o doime înseamnă două pătrimi. Două de astea. Nu e așa? Da, a fost super că tot... Deci o doime, sigur că da, o doime e egal cu două pătrimi. Deși n-ați crescut rezultat. Dați-ne în 2 pe 8 din 200. Am uitat. Iată ce șmeche. 2 pe 8? 4 pe 8 îți dau. 4 pe 8 din 200. Deci eu îți dau 4 pe 8. 4 pe 8. 4 pe 8 din 200. Cât e rezultatul? Corect. 4 pe 8 din 200. Noi am făcut ieri, așa că da. 4 pe 8 din 200. Cât e? 200. 4 pe 8 din 200? Am făcut 200 împărțit la 8, adică am făcut 20 și mi-a intrat de 2 ori, adică 16. Păi, atenție! Oh, am uitat de... Ai restul. Fă 200 împărțit la... la... A, știu. Zin. Cât? 100. Normal. Tot 100? Cum? Cum te zice? Păi faci 200 ori 4, care ne dă 800, doamne. A. Și 800 împărțit la mine de 100. E mai ușor așa, dar 2 ori 4. S-a prins de șmecherie. Da, iată ce face David. După ce a învățat că 4 pe 8, dintr-un număr înseamnă 4 mulțit cu 200 pe 1, ia zice, 4 ori 200 fac 800. De-aia ai învățat înmulțirea, mă. 4 ori 200 fac 800, supra 8 și face 100. Ca și mai înainte. Deci, iată că încă o chestie. O doime egal cu două pătrimi, egal cu cine? Acum am spus, egal și cu, și cu 4 optimi. Cu 4 optimi. Ca ce a rezultat de aia? 4 optimi și egal... Ia să văd, cu 3 și simt, poate să fie? Întreb. Cu 3 pe 6. 3 pe 6, încercăm. Adică, să faceți 3 pe 6 din cât? Din 200. Din 200. Ia să văd dacă puteți face 3 pe 6. 100. Tot 100? Cum a făcut, mă? Deci 3 da, pe 6. Da, da, nu mai întrece. 3 pe 6 da, înmulțit cu 200. Pe unul a zis, n-am mai fac eu. E 600 pe 6. Nici nu puteam să împărțim pe 200 la 6. Da. Pe 200 la 6 nu putem împărți. De cine 3 ori 200 fac 600? Supra 6. Și face 100. Foarte tare. Deci egal și cu... Pot să continui fără nicio emoție. Ne mai dați egal... să deci, egal și cu cât cine? Cu 3 pe 6. 3 pe 6, da? Și am egal cu, întreb și eu, oare e egal cu 5 pe 10? Întreb, dacă e egal cu 5 pe 10, da. Am emoții. Da, merge, 100, 100, 100. 5 pe 10. Bum! Dacă e 5 e adevărat? E 1000 împărțit la 10, practic. Da? Da. 5 pe 10. Domn profesor! Deci merge de fiecare dată când cel de jos este de două ori mai mare decât cel de sus. Deci totdeauna merge. Adică, iată că o doime egal cu două pătrimi, egal cu patru optimi, cu trei șesimi, cu 5 pe 10, da? Asta este. Asta e fantastic. Dar cum s-au obținut doi pătrimi dintr-o doime? Parcă a fost înmulțit cu doi. Și ăsta de sus, și ăsta de jos. 2 ori 1, 2. 2 ori 2, 4. Acum, ține să calculăm pe cei acolo, tăteală. O secundă, dă-mi voie un moment. Cum s-a obținut 4 pe 8? Parcă ăsta de la început, tot ăsta am înmulțit cu cât? Cu 4. 4 ori 1, 4. 4 ori 2, 8. Sau cum am, ca să fie 3 pe 6, cu cât am mulțit pe asta? 3. 3 ori 1, 3, 3 ori 2, 6. Și până, când să-l obțin pe ăsta, cu 5. 5 ori 1, 5, 5 ori 2, 10. De aceea văd rezultatul ăla, că eu am făcut șmecherea asta în culise. Când am construit pe 2 pe 4, pe 4 pe 8, am mulțit pe ăsta. Cu 2, cu 4, cu 3, cu 6, la început. Și este egalitate. Acestea se numesc fracții echivalente.
fracții, fracții echivalente. Deci, uitați, încă o idee, să nu uite să dea like și share la momentul ăsta, pentru că vorbim de fracții echivalente, da? Fracții echivalente, asta înseamnă lucru cel mai interesant pe care l-am punctat acum. Fracții echivalente. E, dragilor. Domn profesor. Da. David v-a întrebat o chestie. Zi-mi, David. Trebuie să-l faci cu cunoscut dumneavoastră, să mulțim tot alea. 1 pe 2 plus 2. O secundă. Da, vede. Am de gând acum să mai facem un pas. Deci eu vă dau o fracție și voi să găsiți echivalentele. Uitați, 3 pe 7 egal cu alta. Din asta obțineți una echivalentă cu ea. Adică, mă gândesc eu la 6 pe 14. Așa, mă, mulțește cu 12, chiarul. Deci, plecăm de la asta și obținem alte fracții, da? Alte fracții. Cum am plecat de la 1 pe 2 și am obținut 2 pe 4, 4 pe 8, 3 pe 6, da? Deci 3 pe 7, care este următoarea echivalentă? 6 pe 14. Da, 6 pe 14. Care e cam mai departe? Și următoarea este 9 pe 28. 9 pe 28. 9 pe? Nu, 9 pe 21. Așa, mă. Că mă țin cu 3. 7 ori 3. Casandra, să urmărim. Deci am mulțit cu 2, Casandra și-a obținut 6 pe 2, 7 pe 4. 3 cu 3 de 9 și 3 ori 7 de 2. Perfect, Casandra. 9 pe 21. Domnul profesor, și la următorul este 12 pe 28. Da. De acord? 12 pe 28. Și apoi este 15 pe 35. Da. 15 pe 35. Și alta care urmă? 6 pe 18. 6 pe 8. Pe 42. 7 ori 6, 42. Mai facem una? 42 și încă una. 21 pe 49. 49, da. Bun. Și încă una. Și egal cu 20, 30. 30 pe cât? 30 pe 70. Așa? 30 pe 70, că am mulțit-o cu 10. Eu am mulțit pe dat cu 10. A, da. 30 pe 70. Și egală alta, vă spun la numitor acum, 84 pe sus cine? Olo. 80. Asta, dacă... Stai puțin! Nu merge! Moment! Stai să... Deci pot să spun? Nu. 7 ori. Cât fac 84? Adică dacă ori 10 face 70, ori 11, cât face 77, ori 12 ori 12! Ori 12! Și atunci facem și 3 ori 12. Ori 12, 3 ori 12, 36. Asta era, 36. Yes. Da? Deci eu v-am dat 84, ca voi să vedeți de câte ori 7 se cuprinde 84, ca să știți cum te-am plicat și părați de 3. Da? Ce da? Fain a fost! Și egal mai departe. Mamă, ce ușor! Iubesc chestia asta. Egal cu... Pun jos 100, da. 47. Aoleu, acum ok, deci, practic, cât ori, 7 ori cât de 47 ne gândim. Da. Și 7 ori cât de 47 nu există. Da, ba... 7 pe 147. Păi da. Păi ori 12 făcea 84, ori 13. Pe 100... 100... Împărțiți pe 147 la 7. A, da. Asta, la zona nu pot. 21. Deci 3 ori 21, care nu dă 60. Nici nu trebuie să mai calculez. Sigur că da. Ce tare! Da? E cel mai ușor chestie. Ok, mai dați-ne una să-mi vedem. Să-mi copiiți pe ăsta. Dați-ne, dați-ne, dați 24 și 3. 22. Spăi supra cine jos? Ce, oh my god! Stați, mereu, deci, acolo este 63 și deasupra este 147. 567! Jos! Pentru că am făcut 243 împărțit la 3. Ai, care la partea de sus. Care dă 81 și 81 ori 7, 567. Împărțit la 3 și face 81. Cine? Da, și atunci cu 81 trebuie amplificat, da? 81 ori 7. 3. 7 ori 1, 7. Da, 7, care dă 7.
567. Nu mai dați! Da, dați-ne până muri. E egală cu numărul 2400. Sus asta? 2400, sus, da. 2460 și cât să zicem? Și 3. Deci prima cifră e 8. Asta știu. Gata! Stai puțin, trebuie să mai dați doar să mai dați. Trebuie să-l împărțim pe ăsta, nu? Ușor. La cât trebuie să-l împărțim pe ăsta? La 3. 20, gata! 5740! 5740! Hai că te-ai luat după mine, urât. Adevărat. Nu e de la Casana, nu-i minte. Nu, hai să vedem de dacă acolo ne dă 820. 807. Hai să vedem. 820. 821. Nu, ne dă 820. 820. 2463. Acum, 2463. Hai împărțim la 3. La 3 că e la de sus. Da. 1824 821. A fost 5747. 6 îl punem, merge de 2 ori, 2 ori 3, 6. Și ne pune 21, 821. Și atunci pe 821 trebuie să mă simt cu 7. Ca să găsim pe ăsta de 6. Da? 5.000, deci 821 ori 7. Și face 7 ori 1. 7, 14 și 57. 5.747. Nu mai dați? Domn profesor, nu aveți încredere în noi. Uite că nu am. V-am mințit noi vreodată. Egal mai departe cu numărul. Deci mă așa. 5 6 7. Sus. Că eu știu foarte sus. 5 6 7, așa de puțin asta? Stai. Nu, mai dau. Oh, my God. Pune-mi așa. Văd. Ce scrie? Așa. Că 18. Îți vezi o șmecherie, vă spun? Hai să vedem. Nu, ăsta să nu. Eu fac numărul ăsta. 5 6. Adun cifrele astea, 5 cu 6, 11 și cu 7, 18 și mai pun o altă cifră. 2? Nu, 3. 3 ca să se împartă la 3. Ăsta se împarte sigur la 3. Da, și știu cât ne dă, pentru că atunci ne dădea 21, 7. Nu. Împărțiți acum. Eu știu că ăsta se împarte exact la 3. Da, dar știu, vă rog frumos să ne lăsați. Gata, mă las. Acum, s-a împărțit exact? Da. Și acum am mulțit rezultatul cu 147, cu 7. Păi, dar eu deja l-am înmulțit. 13.237. Și noi, da? Și tu cu coană, dar și tu și tu. Nu mai zice așa. Nu-i corect. Așa. Nu, că trebuie de exact frumos. Așa, colegial. Și tu, Cassandra, ce frumos este. Da. De jos cât este, cât ai spus cât este, acum se mulțim cu 7, nu cât da. Bățirii. Și cât o dat? 1 miliard. Ba nu, 3, pot să spun bără. Stai, că acum am plăcut și eu. Hai, să lăsăm și pe ea. Dar de ce îmi place cum spune Cassandra? Da, un număr cam mare, trebuie să mă gândesc o dată. Nu știu dacă nu știu ce vreau. Stai puțin. Nu, prea mare mea, trebuie să mă gândesc. Ia să vezi, dă-l tu pentru tău. De ce nu? E rușine la cameră. Spune-l, omule! Nu, orice greșeală e permisă. Că din omul din greșeală e parte. E ordinul sutelor de mii? Nu, dar de ordinul sutelor de mii. Da.
Dacă aș mai tăia un șa... A, de mers mai... Că am făcut o lecție la dumneavoastră. Ca să anticipăm. Să vedem, da, ca să anticipăm. Dacă ar fi 60.000, 6 ori... Sunt 6.000. 6 ori 7, 42.000. Da. Până în 42.000. A, mi-a 12. Da. Nu-i 12.000. Da, știu. Că dacă ar fi 5 ori, numai 5.000 ori 7, 5 ori 7, 35. Noi dacă am mai scădea puțin, ar fi acolo vreo 30 și ceva din 6. Să le recalculez, pentru că... De 30... Eu am o teorie. Da, 35.000 ar fi fost minim și 42 maxim. Da. Da. 35 și 42. Da, cam 35 și 42. Deci la împărție, da? Dar nu trebuie 35 și 42. Hai să vedem. 5673, ca să arătăm. Împărți la 3. Împărți la 3. Vorbim, okay, da? Suntem ortenți. 3 în 5 merge odată. 3. 26. 3 în 26 merge de... 8. 8, 8, 8, 3, 24. 2, 27, 3 în 27 din 9 ori, 9 ori 3, 27. 3, odată. 3, odată. Aaa, avea 8, 9. Ești mi-a dat bine. Deci m-a pus în 0. Ai pus în 0 la sfârșit. Da, ce, da, deși, dar ce facem? Deci doar 1891 este. Și ori 7, ca să intra, 7 ori 9, 7. 7 ori 9, 63. 3 scriem, 6 reținem. Da. 7 ori 56 și 4... și cu 62. 6, 56 cu 6, 62, 2. Și zic, 7 ori 1, 7. Plus 6, 13. Nici nu se compară cu deci ce am... 13.237. 13.237. Yes! 237. Mi-a dat bine. Deci, nu mai vreau din astea. Ha, nu mai vreau din ăstea! Eu iubesc din ăstea! Că sunt numele mari și te solicită la mulțiri și la împărțiri. Domn profesor, știi ce fain ar fi acolo să fie 3 pe 10? Bun, acum zic așa. 13 pe 17 egal cu... Super! Că doar ați mărit cu câteva! Ați mărit doar cu 10, adică nu ori 10 plus 10. Atenție-mă. Adică nu iau 10. 73 și 157. Vă spun sigur rep. Deci dă una egală, 73, el zice. Și 157. 157. Ia să vedem, mă, dacă 73 se împarte la 13. Vă dau acum. Da, se împarte. Nu se împarte. Păi vezi, mă, e păcălești, mă. Corect cum este. Nu se împarte. Să multipli pe ăsta de două ori. Și vine 2 ori 13 face... 26 și 2 ori 17, 34. Deci 26 pe 34 ar fi o fracție, apoi o alta. 39. Așa, 39, cum mulțim cu 3. 39 și, stați puțin, 51. Apoi. Stați, deci ne lăsați. Și dacă putem te mai grăbi, că așa o să încurci pe rău ceva. Deci mulțim. Și se ăla 42 la 3. 42. 52 poate. Aici dacă el dacă mai se vede încă 1 și ne dă 50. Da, la 39 și cu încă 13. 52. Corect, ai să zic. 52. Iar jos, 98. La 71 adunăm, la 51 adunăm un 17. Adică, da. adică 68. 68. Și următorul cât ar fi? N-avem voie pe calculator, Daria. Vreau să calculez la 17 ori 3. Să știu dacă am făcut bine. Așa. Adică la 52 mi-adăugă 13. 75. 17 ori 4, nu? Ori 4. 17 ori 4 calculez să văd dacă mi-a dat bine la cele. Domn profesor. Mi-a dat 98, nu 68. Păi, hai să vedem. 7 ori 4, 28. 8 și 2. 4 ori 1, 4. Și cu 2, 6. Domn profesor, și 1 la 3. Este... Dați-mi o altă fracție echivalentă. Asta e grea. Nu, puneți care o altă. Echivalentă? Adică mai puneți o altă fracție. Eu am pus 1, 2, 3. Puneți pe următoarea. Adică încă un calcul nou? Da, încă un calcul, mulțiți. Trebuie să negociem. Nu negociem deloc. Hai, mulțiți cu ceva. Am mulțit cu 2, cu 3, cu 4. Cu 1.
1 este aceeași la început. 0. 0, n-am. 0, 0 nu este echivalentă. Nu da, este echivalentă, că 0 pe 0 nu are rost. Am făcut una. 10. Cu 10, da. Cât ar fi cu 10? Mai dăm 0 la fiecare. Așa, 30, 130, 170. Am eu una. Egal mai departe. Prima ar fi... Am eu una. Ce rog? 117 pe 153 cu 9. 117 pe 153 cu 9. 153, am mulțit cu 9 și ăsta și ăsta, da? Da? Deci, practic, plecând de la o fracție, putem găsi alte fracții echivalente, înmulțim, de fapt... Înmulțim cu 200. Dar dacă v-aș da pe 26 pe 34? Bă, nu e greu, dar te gândește la afară Carapace! 26 pe 34? Stai, stai. Cea mai mică ar fi 52. 52, da. 52 pe 68. Ia de casă, deci. pentru că ne-ați dat cu una mai mare. Da? Dar tot așa de bine și 13 pe 17. Am și eu încă una. Atenție. 39 pe 51. Da. Deci, și practic mai sunt o grămadă. Da. Dar e și asta. Atenție. Do, uitați așa. Că dacă luăm de acolo, de pe undeva din mijloc, putem să ne dăm seama și de cele mai mari, da, care nu le putem calcula, nu? Sigur. Yes. Deci de la mijloc putem să mulțesc cu 2, cu 40. Da, 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 da. Și mai sunt o grămadă, dacă luăm așa. O infinitate de fracții. Da. Foarte multe sunt. O grămadă. Ce tare! Acum, aș vrea să vă... Să vă dăm noi o fracție. Nu. Vreau... Să vă întreb, cât credeți că faceți o doime? Fără să calcula. Da, o doime. Deci nu calculăm, dar trebuie jos. Plus o doime. Adică o jumătate de segment și cu o jumătate de segment. Wow, ce crezi? Iubesc astea. Cât faceți? No, profesor, face? 4. Cum ai făcut 4? Deci, o doime, uite băi, o doime și cu o doime nu face întregul? Ce? Domn profesor, faza este că eu le-am cam spus la școală, dar nu mai țin minte ei. Atenție! Nu deci, făcea ci! Concret. O doime și cu încă o doime. Nu cumva s-o completa tot întregul? O jumătate de măr și cu o jumătate de măr. Faci un măr. Un măr. Deci egal cu 1. Nu? Egal cu 1. O jumătate. O jumătate cu jumătate. O jumătate și o jumătate? Face 1/3. Face 1/3, bine. Iar 1 ăsta înseamnă 2 pe 2. 1 ăsta înseamnă 2 pe 2. 2 împărțit la 2 le face 1? Pa da. Păi nu v-am spus la școală că domn profesor a dat să le facă. O secundă. Nu mai gruia lecția, că dai peste cap complet. Atenție. O doime plus o doime face un întreg. O jumătate de măr și o jumătate de măr face 1. Care înseamnă 2 pe 2. 2 împărțit la 2. Dar poate să fie și 3 pe 3. Poate să fie și 5 pe 5. Adică e 5 și 5 e 1. De 5 pe 5 e 1. A, da, 6 pe 6. Totdeauna, da? 6 pe 6. Adică 6 împărțit la 6. A, da, ca la 6 împărțit la 6. Și 7 împărțit la 7, da? În concluzie, o doime plus o doime face un întreg, da? Cât face... O treime plus două treime. Nu spun eu, nu? Eu nu spun. Okay. O treime plus două treime. Într-o asta nu mă bagă. Nu te bagă. Hey, hai! Hai să facem, măi. Hai să facem o chestie. Hai să luăm un segment. Davide, ești cu mine, mă. Da. Și facem. Sunt aici. Ești aici. Și îl împărțim în trei. Uite. Da. Deci... Treimea împărțim în trei. Și mai împărțim în și luăm o treime. Deci luăm o treime, adică asta. Și mai luăm două treimi, adică asta. Adică rămâne unul. Adică face unul, nu rămâne unul. O treime și cu două treimi face unul. Victorie! Deci o treime și cu două treimi, o treime și cu două treimi face... Două treime. Face unul, care înseamnă trei pe trei. Deci este 1, a spus voi 1. Deci tot ca 1 poate fi 3 pe 3.
dar 3 ăsta de sus, eu pot scrie că este egal cu 2 plus 1. Supra 3. Da? Deci, iată, o treime. Acum și pe cheia tare. În momentul pentru analizare se dea leac și șel. O treime plus 2 treimi este egal cu 2 plus 1 supra 3. 2 plus 1. Deci se pune 3-ul care e comun, 3-ul, numitorul comun adică se pune. Adică 3 părți la 3, într-un fel. Da? Și se adună ăștia 2 între ei. 1 și cu 2 fac 3. 3 părți la 3? Deci am arătat acum cum se adună două fracții. Două fracții care au același numitor. Doamne, da? Mi se pare că dată mai greu cu adunarea decât cu mulțirea. Păi mai ușor a fost la mulțire. Ușor foarte tare. Dar și aici trebuie să facem și asta. Deci o treime și cu două treimi, scriem când au același numitor, scriem numitorul ăsta și adunăm pe ăștia între ei. Și le dă trei. Și le dă... Da? Da? Da. Da. Deci clar. Și acum putem spune, cum se adună două fracții care au același numitor? Scriem. Cum se adună două fracții care au același numitor? Cum se adună două fracții care au același numitor? Adună. Cum se adună două fracții care au același numitor? Mă gândeam la o chestie. Stați puțin. Să nu uitați de like și share. Așa. Că am uitat să spunem. Și apoi...